Îmi spuneți când sunteți gata? Bună ziua, dragi reprezentanți a presiei, și vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs acestei invitații. Și mă adresez și cu cetățenilor, astăzi foarte succint, clar și cuprinzător. Acum s-a încheiat ședința Biroului Permanent a Parlamentului, unde s-au luat decizii în privința organizării unei ședințe sau unei sesiuni extraordinare cu două ședințe. Ședința unde se va examina moțiunea de cenzură și ședința specială de inaugurare a președintelui. Biroul Permanent a luat decizia că moțiunea de cenzură se va examina miercuri 23 decembrie la ora 15:00. Aici însă aș vrea să fac o remarcă foarte stranie. E această decizie, luând în considerare declarația făcută dimineață de președintele Igor Dodon. Iată încă o dovadă că acest președinte, încă președinte pe două zile, are impresia și controlează, de fapt, instituțiile statului, inclusiv Parlamentul Republicii Moldova. Unde s-a mai văzut ca președintele țării, înainte de decizia Biroului Permanent, care este singura autoritate să ia decizii când se convoacă Parlamentul, deja știa de dimineață că pe data de 23, miercuri, se va examina moțiunea de cenzură. Asta e încă o dovadă a faptului că decizia noastră a tuturor cetățenilor din data de 15 noiembrie de a-l trimite într-o direcție de plecare de la funcția de președinte a fost una bună pentru țară și care era foarte mult așteptată de întreaga societate. Și aici mă refer la schimbare. Sigur că noi auzim tot felul de zvonuri aici în plenul Parlamentului. Pe de o parte că chipurile la această ședință nu se vor prezenta majoritatea, acea majoritate catalogată de noi, majoritatea pentru Dodon, îi dăm o denumire nouă, în așa fel încât să nu fie quorum și să nu fie dezbătută această moțiune. La fel, mai pe nou, sunt zvonuri că chipurile în general, înainte de moțiune, prim-ministru Chicu își va da demisia. Vorba noastră, cât mai repede, cu atât mai bine, că țara deja s-a săturat de așa o guvernare ineficientă și neprofesională. Sigur, în numele grupului parlamentar Pro-Moldova, vă declar că echipa Pro-Moldova va participa la ședința unde se va examina moțiunea de cenzură și sigur că va vota împotriva acestei guvernări și va susține moțiunea de cenzură dacă se va ajunge la acest vot. A doilea subiect la care am vrut să mă refer ține de sesizarea Curții Constituționale care a fost făcută în această dimineață. Noi, cei de la Pro-Moldova, am sesizat Curtea Constituțională privind neconstituționalitatea și am solicitat și suspendarea legii votată săptămâna trecută de această majoritate cu referire la anularea așa numitei legi a miliardului. Dragi concetățeni, cei care au furat banii din sistemul bancar trebuie să răspundă. Și aici trebuie să-și facă miseria procurorii și judecătorii. Dar după ce au furat acești bani, cei care au furat banii, noi am ajuns în situația, noi, Republica Moldova, am ajuns în situația de a găsi bani pentru a acoperi acea gaură în așa fel încât niciun cetățean, că vorbim despre cetățenii Republicii Moldova ca indivizi sau vorbim despre companii, să nu piardă banii care erau puși plasamente în acele trei bănci. Cu această ocazie a fost dat un împrumut de Banca Națională, iar acel împrumut a fost garantat de stat. Și Banca Națională a primit hârtiile de valoare ale statului. Prin legea votată săptămâna trecută, se solicită guvernului să anuleze acele valori mobiliare a statului, adică acele hârtii de valoare. În așa fel, Banca Națională se decapitalizează, va ajunge în minus
Și în acest caz, guvernul este obligat să vină iarăși cu alte hârtii de valoare ca să acopere acel minus. Cu alte cuvinte, ceea ce socialiștii au făcut săptămâna trecută nu este altceva decât o șmecherie. Pe de o parte se anulează niște hârtii de valoare, fiind obligați de lege și de toate standardele internaționale să imită noi hârtii de valoare, dar la preț mai mare, ca să le pună înapoi în Banca Națională să capitalizeze Banca Națională. Adică chiar și cu pierdere, mai costisitor. Adică cu alte cuvinte, acum încă facem gaura mai mare și prin felul ăsta aducem economiei încă un minus. Dar dacă guvernul nu capitalizează Banca Națională, atunci prim-ministrul este obligat să iasă și să declare tot ceea ce înseamnă default tehnic în Republica Moldova. Ulterior, urmează alte efecte negative pentru țară și pentru cetățeni. Decapitalizarea băncii presupune inflație, presupune curs valutar care începe să sară astronomic, ceea ce presupune că leul își va pierde pozițiile și se va devaloriza și multe, multe efecte negative în timp. Despre asta, socialiștii și toți cei din această majoritate pentru Dodon nu au povestit săptămâna trecută deloc. Au ieșit populist și au spus că anulăm legea miliardului fără să spună de fapt adevărul ce este în spatele acestei anulări. Și pentru a evita aceste efecte negative și această șmecherie care este în detrimentul Republicii Moldova și a intereselor cetățenilor, astăzi dimineața a fost depusă această sesizare la Curtea Constituțională, motivând și aducând argumente atât juridice cât și economice și cele de procedură. În primul rând, astfel de legi trebuie să fie acceptate de guvern. Avizul guvernului, avizul pozitiv a guvernului a lipsit de la tot ceea ce înseamnă această lege. Avizul negativ a biroului permanent, a băncii naționale și multe altele care au lipsit. Iată de ce noi am sesizat Curtea Constituțională și respectiv așteptăm din partea Curții Constituționale să vină și cu decizia eventuală suspendere acestei legi și ulterior să fie examinată în fond. Deoarece există niște principii clare într-o țară democratică. Dacă pretindem că suntem o țară democratică, că majoritatea nu poate să-și facă de cap așa cum vrea, inclusiv în Parlamentul Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult, o zi bună, vă doresc și succese, realizări frumoase!